Vă salut! Migdalul care l-am filmat când am făcut live-ul. Nu știu dacă se poate vedea pe cameră, dar îl caut albinuțele, chiar dacă bate vântul. Se vede și acolo sus. Da, se vede, se vede. Acum deja e trecut de jumătate. Vedem deja și câteva petale picate. O să continui la stupina unde v-am dus cu live-ul, pentru că nu am n-am reușit să termin atunci. Și acum mă duc să termin. Vedem, 15 grade afară. Bun, ne vedem în stupina. Am ajuns și în stupina. Am făcut ora trecută partea asta de jos. Acum vreau să iau partea asta din sus. La deal. Bun, vreau întâi să văd ala ce l-am salvat de la moarte. Să văd ce zice și apoi mă apuc de lucru. Aici era. Asta de aici. Să văd acolo pavajul unde le-am aruncat. Deci ceva activitate este. Polen aduc. Polen și dincolo. Așa. Ce zice el? Asta aici albinuțele. Le-am văzut deja. Da, uite, o, frumos. E frumos chiar. Mănâncă frumos. Oh, și asta, wow. Gătat-o mai bine decât cel de acasă, pentru că a fost flământ rău. Bun. Atât, nu umblu mai mult, că n-am de ce să umblu mai mult. Umblu doar aici, că mănâncă frumos. Cred că se chinuie un pic, dar se descurcă el. Sau ele. Închid la loc. Mergem în continuare la ceilalți. Gata, am schimbat. L-am închis pe acela. Și acum mă apuc aici partea asta din sus. Care e situația cu ei. Și facem așa. Oh, da. E bună situația. Ia să vedem dacă putem să le dăm cu un picul de fum. Dar acum dacă e mai călduț afară, ce bine ascultă albinuțele. Uite cum se tragă de acolo. Bun, o să le aduc tortă proteică de asta din România, încă n-am terminat-o, și tortă de zahăr, sau mai bine spus zahăr miere de asta falsă, cum spuneți voi. Ia să vă arăt miere falsă. Wow! Uite cum stă mașina înclinată. Curge un pic. Ia să vedem. O luăm de aici rapid. Cam asta e, uite cum curge ca și o miere. Ia să o punem repede pe asta. Peste stup. Wow! Așa.
bine, noi deja au și reperat-o. Bun, îi mai aduc încă una, să vedem cum le poziționez. Să-i pun câte două. Uite acolo. Le-am pus și o pânză aici de asta de țânțari, ca să nu se nece albine, totuși mole. Și dacă vin, cum să zic, așa năvală în tăvițele astea, cu siguranță se vor neca așa. Păi am zis că să găsesc o soluție rapidă. Bun, mai aducem una, tortă proteică și la revedere. Să vedem ce s-a întâmplat aici. Un picuț, trebuie să spălăm acasă. Da, suntem în pantă cu mașina și unele tăvițe sunt umplute bine și atunci curge. Bun, trebuie să găsim repede soluția. Uite și acolo. Bun, vă las că vreau să dau drumul la mână și trebuie să mă mișc un pic, că e mașina în pantă, o să o dau mai sus, să nu curgă toată mierea asta falsă. Pe aici, pe jos, uite. Vă salut! Uite și acolo. Dălțile plutesc. Hai că dau un picuț mai în față. Ce e agresiv? Ia să-l vedem. Miculuț. Bun. Vă salut și numai bine. Cam așa le dau la stupi, câte două de-astea. Caut să nu astup cu izolația. De acolo le-am dat un picuț. Am ras un picuț. Și le-am dat. Văd că le place foarte mult. Bun. Hai, mergeți de acolo. Bun, cam așa fac.